te miluiește-ne. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, Vizierul Bunătăților și Dădătorule de Viață, astăzi mântuirea toată lumea s-a făcut, să cântăm celui ce a înviat din mormânt și începătorului vieții noastre, că stricând cu moartea pe moarte, biruință ne-a dăruit nouă și mare milă. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și a întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânocașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăriți
izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne. Iarăși iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești, ai înviat din morți pe noi, cei ce scântăm, aliluia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate ai întrupat, și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. De Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră,
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bună și iubitor de oameni e Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să-mi se înveselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că cu brațul său Domnul, călcat cu moartea pe moarte, cel întâi născut din mor s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a mântuit pe și a dat lumii mare milă. Înțelepciune drept, veniți să ne închinăm și să cădem Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din cei ce scântăm Aliluia. Să se înveselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcat cu moartea pe moarte, cel întâi născut din mor s-a făcut. Din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și a dat lumii mare milă. Pe marele Alexandru și slăvitul ierarh, pe stâlpul credinței și ostașul lui Hristos, adunându-ne astăzi împreună cu slavă să-l cinstim, căvătă marea lui Arie din rădăcină tăind și împletiturile cele încurcate ale ritorilor celor fără de Dumnezeu, le-a tăiat cu sabia Duhului. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucurăm, cu vioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Apărătoare, Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoia ducem ție.
născătoare de Dumnezeu noi robitoi, ci ca ceea ce ai stăpân. Izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Domnului să ne rugăm. Doamne, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Puternic, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău cântați Dumnezeului nostru, cântați, toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune. Din Epistola 1 către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, vă aduc aminte de Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați primit-o, întru care stați și prin care sunteți mântuiți. Vă aduc aminte cu ce cuvinte v-am propovăduit-o, dacă o țineți cu tărie, afară numai dacă n-ați crezut degeaba. Căci v-am dat întâi de toate să știți ceea ce am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat lui Chefa și celor 12, în urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi,
iar câțiva au adormit. După aceea s-a arătat lui Iacov și tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unui născut fără de vreme, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, ca unul care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui care este în mine n-a fost zadarnic, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Deci ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi așa ați crezut. Pace ție, cititorule! Aleluia! Aleluia! Tine, Doamne, am nădăjduit să nu mă rușinez în veac. Aleluia! Apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Aleluia! Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea lui și zicând: Bunule învățătore, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Iar el a zis:
De ce îmi spui mie bun? Nimeni nu este bun decât numai unul, Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis care, iar Iisus i-a răspuns lui: să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furie, să nu mărturisești strâmbă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește mie? Atunci Iisus i-a spus: dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averile tale, dă-le săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează mie. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă, că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte mult zicând: atunci cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputință, la Dumnezeu însă toate acestea sunt cu putință. Slavă ți sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, că ne rugăm miluiește pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni,
pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, ne rugăm miluiește. Pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, că ne rugăm miluiește. Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți și mai înainte adormiți, ctitorii părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește, Doamne, că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor lui Dumnezeu, robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitorie și binefăcători acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și trupurilor robilor de acestora, care sunt de față la această sfântă slujbă, împreună cu toți cei ce se pomenesc la acest sfânt jertfenic, cu toți ai caselor lor și cei care sunt cazați și care lucrează în acest așezământ, și ca un bun iartele toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grav ridică-i din patul durerii cele ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește-le boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, tinde, Doamne, mâna ta cea tare, și îi ridică din patul durerii, precum oarecând pe fiica lui Air, și sănătoși arată, rugăm-ne ție mult milostive, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, Doamne, miluiește, și Doamne, pentru miluiește. Poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Lepciune, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzit,
Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt și întru sfinți te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rob și îmi curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrenicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină chipuim și Făcătoare de viață, care pe heruvim cu taină închipuim și Făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm, ca pe Împăratul Bucuros, pe Cel Înconjurat, închip nevăzut de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și Făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm, ca pe Împăratul Bucuros, să prim pe Cel Înconjurat, închip nevăzut de cetele. Hristoase Dumnezeu nostru, Dumnezeu de bună viață, pe care primind-o într-o jertfe, din Tău cel mai presunte cer, primindere vă Sfântului Tău Duh. Ață! Mm-hmm.
Sfânto, fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindenie, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri românași, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți arhiereii țării românești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia, pe alți titori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, roi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți și adormiți în așezământul acesta,
cu tot neamul lor cel adormit pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Pe cel noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce au credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Da, bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după căința o să vârși de la Domnul să cere. Și creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Da, Doamne! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Durările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat
împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând, să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Cel ce de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponciu Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, în pace a o aduce. Mila păcii, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți și cu binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție a-ți mulțumi, ție a neînchinat în locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, tu și un născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt, tu din ființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le.
până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unui a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale, cele arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru această liturghie pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Savaot, Sfânt, plin este cerul și pământul, Sfânt, de slava ta, osana întru cei de sus, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt ești și prea sfânt, tu și unul născut, Fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava ta este plină de măreție, că tu ai iubit lumea ta atât de mult, încât pe unul născut, Fiul tău, l-ai dat, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi împlinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, Celui dintr-un mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Acesta toți, acesta este sângele meu, a legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se va arăsa, spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte așa și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătoare. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătoare. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nu ești întru noi cei ce ne rugăm ție. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept nu ești întru cele dinăuntru ale mele. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci nu ești întru noi cei ce ne rugăm ție.
da de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci nu ești întru noi, cei ce ne rugăm Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Pentru ca să fie cel ce se mormântă și spre slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Cuvine se cea purul a căror pomenire o săvârșim și pentru toți sfinții tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne Dumnezeule și pomenește pe toți și adormiți în plădejdea firii și a vieții cuvinte și odihnește pe Dumnezeu nostru. Acolo unde strălucește lumina feței Tale, încă Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea întru Hristos, diaconime, tot clerul bisericesc și cinul monahal, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Subunicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru viitoarea din Hristos armată. Dă-le, Doamne, pașnică o cărmuire ca și noi într-o liniștea lor, viață veșnică și neturburată să trăim în toată cu cei ce iași curăția. Mai slăvită, fără de Yeah.
Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul. Și de viață și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară în pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului, să ne rugăm. Doamne, ca iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe ele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă, duhovnicească să ne trimită nouă dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșile și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Cine vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm! Ție, Doamne! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrenicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Să luăm aminte, Sfintele, Sfinților! Se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, ce se...
unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl, amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, aleluia. Vieții celei veșnice să-mi fie trupul Tău cel sfânt și scump, sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău prea scump cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu dumnezeiescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat ai odrăzlit lumii spicul cel nearătat și de mântuire învrednicește-mă ca mâncându-L pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășarea
cu dumnezeieștile tale daruri. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie preacuratul tău trup și dumnezeiescul tău sânge. Spre împărtășirea cu Duhul sfânt și spre viața de veci, iubitorule de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mă pe mine să mă împărtășesc fără de osândă cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată ceea ce ești, masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și i-a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânată ta, căzând înaintea ta și ca tâlharul mărturisindu-mă, strică de tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te, Doamne, mult milostive, voita i-a te da spre înjunghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca ta cină cea de taină. Eu, ticălosul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm cu toți cu frică, cu tremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și înțelepțește milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Aleluia! Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aleluia! Mântuiește Dumnezeu cu purul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele,
nemuritoarele, cereșile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace să ieșim. Pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, numele Domnului fie binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe Cel ce ne binecuvintează și ne sfințește pe noi, Doamne, într-o mulți ani. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Alexandru, Arhiepiscopul Constantinopolului și ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva de la Iași, ocrotitorii slocașului acestuia, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Pimen cel Mare și ale Sfântului Mucenic Fanurie
și ale Sfântului Osia, cărora pomenire o săvârșim noi astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.